Credincioșii din localitatea Buduș, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, au trăit astăzi momente unice de bucurie prilejuite de împlinirea 679 de ani de la prima atestare documentară a localității. Sărbătoarea a început cu binecuvântarea lucrărilor efectuate în ultimii ani la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Resfințește biserica aceasta cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, prin stropire cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ziua a continuat cu Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a evidențiat misiunea pe care trebuie să o aibă femeia creștină astăzi. Mama creștină care, cu rugăciunile ei, cu cuvintele ei bune, salvează lumea și astăzi. Pentru că astăzi a fost reintrodusă religia în școală. Dar din nefericire, chiar dacă toți copiii sunt la școală și fac religie, duminica la biserică nu mai sunt toți copiii. Acum cauzele or fi multe. Important este asta, că nu merg nici părinților, merg bunicilor. Și atunci nu merg nici copilașii. Dar revenim, femeia salvează lumea. Femeia salvează biserica creștină. Și este așa cum ne învață Evanghelia de astăzi, când femeile mironosite din dragoste față de Hristos în zorii zilei au mers să îmbălsămeze trupul și au găsit piatra răsturnată, înger în mormânt care le-a spus: nu este aici, nu este aici, a înviat, duceți-vă și spuneți apostolilor. Le-au spus și apoi seara l-au întâlnit și apostolii și după aceea mai mulți credincioși buni și iubitori de Dumnezeu l-a întâlnit. Deci, această duminică a treia, după Paști, este duminica în care, din punct de vedere creștin, o sărbătorim pe femeie, pe bunica, pe mama, care salvează cu atitudinea lor de misionare creștine lumea aceasta în care trăim noi. La finalul slujbei, credincioșii au ascultat mai multe pricesne specifice perioadei pascale, interpretate de teologul Alexandru Echim, fiu al satului. Strădania credincioșilor, dar și a oamenilor cu suflet mare care au contribuit la restaurarea și înfrumusețarea lăcașului de cult din Buduș, au fost apreciate de înalt preasfințitul părinte Andrei, acesta oferindu-le diplome de aleasă cinstire. Părintele Teofil Moldovan, parohul bisericii, a primit ordinul Episcop Nicolae Ivan. Satul este binecuvântat cu o biserică frumoasă, prin strădania credincioșilor noștri din 1907, care au avut binecuvântarea părintelui pe atunci ieromonah dr. Elie Miron Crista, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, să vină să ne sfințească acest fânlăcaș frumos, care și în ziua de astăzi este impunător prin tot ceea ce a fost făcut, prin tot ceea ce a însemnat credința acestor oameni din aceste locuri. Pentru toate mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim înalt preasfințitului că a binevoit, iată, după 14 ani să vină la noi în parohie. De 14 ani n-am mai avut liturghie arhierească. Mulțumim pentru toate lui Dumnezeu și Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți cei care s-au ostenit și s-au jertfit pentru toate aceste realizări din această frumoasă localitate. Evenimentele aniversare au continuat cu binecuvântarea monumentului eroilor din cele două războaie mondiale. Totodată a fost binecuvântată și noua capelă mortuară din localitate. Sărbătoarea comunității budușene, prilejuită de împlinirea 679 de ani de la prima atestare documentară a localității, a fost un bun prilej pentru toți credincioșii, dar și pentru fiii satului, de a îmbrăca straie populare și de a se aduna în jurul altarului Bisericii Străbune, dar în același timp și un exercițiu de aducere aminte, un exercițiu de recuperare a memoriei celor 33 de eroi căzuți pe câmpurile de luptă în primul și în al doilea război mondial.
Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în sânul comunității budușene de pe Valea Budacului reprezintă o expresie a iubirii părintești pe care chiriarhul nostru o arată față de toți credincioșii pe care îi păstorește, dar este și o formă de recunoștință față de implicarea și față de hărnicia credincioșilor păstoriți de părintele Teofil Moldovan și sprijiniți de autoritățile locale în ceea ce privește implicarea lor în viața bisericească. Aniversarea celor 679 de ani de la prima atestare documentară a localității Buduș a culminat cu vizionarea filmului documentar etnografic Nuntă la români și cu o scurtă prezentare a evenimentelor care au condus la constituirea acestei localități. Manifestările, care au avut loc la Căminul Cultural din Buduș, s-au încheiat cu premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.